la 402. Nu știu, nu-mi pasă, miroase. În următoarea noastră lecție la științele sociale vom studia mai multe culturi noi. De aceea aș vrea să vă alegeți fiecare o cultură care vă interesează. Lituania! Nu, nu, mă refeream la o altă cultură decât cea a voastră. Lituania! Tu ești din Lituania? Numai pe jumătate, pentru cealaltă jumătate e ceva nou. Asta e vina mea. Trebuia să fac asta de la prima oră în dimineața asta. Draga mea, știi, deja ne-ai împărtășit o mulțime de povești fascinante despre Lituania. Dar acum e momentul să înveți și despre tradițiile unei alte țări. Alta decât Lituania? Da, exact. Alege o altă țară. Să vedem. Letonia e la granița cu Lituania. Te rog, alege altă țară, de la celălalt capăt al lumii. Îmi pare rău, creierul meu e golit. Bine, te ajut eu. Uită-te prin clasă. Avem elevi care aparțin diferitelor culturi. Africa, China, Mexic. Sunt sigură că unul dintre ei va fi mai mult decât încântat să te ajute. Nu China, nu China. Nu te mai ruga, Jordan. Bine, o să aleg China. Bună ziua, doamnă Belinkov. Cu ce vă pot ajuta? Am nevoie puțin de dumneavoastră. Este vorba despre fica mea, Melanie. Nu știam că aveți o fică. Asta pentru că atunci când am divorțat de tatăl ei, a ales să stea cu șarpele ăsta mincinos, trișor, egoist. Și n-am habar de ce. Da, păi, nu credeți că am putea discuta despre asta la prânz mai bine? Nu, nu pot aștepta. Vedeți, Melanie a revenit la gânduri mai bune și s-a mutat cu mine. Cred că îi lipseau căldura și mângâierea mamei. Atunci totul e minunat, dar acum am ore, zău. Și o să vă facă și mai mare plăcere să predați acestei clase, pentru că micuța mea, Melanie, se transferă astăzi aici, la 402. Ca dumneavoastră, în clasa mea. Nu mie trebuie să mulțumiți, cealaltă clasă era plină. E inteligentă, e deșteaptă. Nu-mi place aici. De ce ai spus judecătorului că vreau să stau cu tine? Vreau să stau cu tata. Vreau cu tata. E puțin obosită, nu știe ce spune. Doar glumește. Am luat autobuz. Acum o să fii cu domnișoara Graves și o să-i arăți ce deșteaptă ești tu. Seamănă cu mine. Distracție plăcută. Vă rog să faceți cunoștință cu noua voastră colegă. Bună, Melanie Belinkov. Bună, bună, Melanie. Bun, te rog să iei loc. Iată un loc liber acolo lângă Penny. Nu vreau să stau lângă ea. A luat-o razna? Ce zici de asta? E un loc în plus. Bine. Nu e zdravă. Melanie, îți plac lingurile? Mie-mi plac, am un polonic din Wisconsin. Vrei să vii după școală să-l vezi? Nu mă pasionează. Bine, o să-l vezi altă dată. Aici miroase urât. Eu nu simt nimic. Miroase a capră. Mersi! Bun, e timpul pentru matematică. Cine vrea să vină la tablă să facă o problemă? Draga mea, ce fel de matematică ai studiat la fosta școală? Nu mi-amintesc. Ai făcut fracții? Habar n-am. Nu-i nimic, o să-ți verific caietele de la școala de unde ai venit. N-am adus nimic. Și atunci cum o să-mi dau seama ce ai învățat acolo? Nu-mi pasă. Da, într-adevăr, e visul oricărui profesor. Sanjay, trebuie să fac un proiect despre o altă cultură, iar domnișoara Grace mi-a sugerat să aleg India. Am nevoie de ajutorul tău. Voi fi foarte bucuros să te ajut. Perfect. Și mie ce-mi dai în schimb? Noi tăi pantofi de sport? Nu-ți dau pantofii mei. Foarte bine, atunci o să-ți iau șapca aia șmecheră de baseball. Tu alegi? Ce-ar trebui să aleg? Poate că ar trebui să o întreb pe domnișoara Grace ce să-ți dau. Ne vedem la mine acasă după școală. Chinezilor le place să bea sifon. Ce faci acolo, Polly? Chinezii sunt foarte curioși și le place să bea sifon. Nu? Așa sunt eu. Îmi place sifonul. Am înțeles. Spune-mi, întregul popor chinez îl abisește greu sau doar tu? Uite ce e. Dacă vrei cu adevărat să înveți ceva despre cultura mea, ne vedem după școală. Bine, bine. Chinezii se enervează repede.
Oh, Sanjay, nu știam că părinții tăi sunt în afaceri cu pantofi. Cât costă sandalele astea frumoase? Nu sunt de vânzare, sunt pentru interior. Când intri într-o casă indiană, trebuie să te descalți. Oh. Dar dacă ai ciorapii murdari? Atunci îi dai jos. Dar dacă ai picioarele? Nu te mai ascult. Frate, încerc să învăț despre cultura voastră. Asta este Muzeul de Artă și Cultură Chineză. Observă ce acoperiș frumos are. Aha. Și totul este făcut din coloane și arcade din lemn. Aha. Acest stil arhitectural a fost adoptat mai târziu de către Coreea și Japonia. Aha. Asta-i tot? Cum adică asta-i tot? Păi, o anumită țărișoară frumoasă, de care sunt foarte atașată, a fost copiată de toată lumea. Uită-te și tu la Casa Albă sau la Turnul Eiffel. Arhitectură lituaniană pură. Casa Albă? Turnul Eiffel? Nu seamănă cu nimic altceva. Poți să-ți dai seama de asta sau nu? Pictura asta se află în familia mea de generații. A aparținut E nemaipomenită. N-am terminat. Scuze. Străbunicii. Este inestimabilă. Super. Dacă vrei, ți-o dau cu $5. A? Sanjay. Da, mamă, sunt cu o prietenă. Vin imediat și eu. În cultura mea, când cunoști pe cineva mai în vârstă, îi arăți respect, îți pui palmele așa, apoi îngenunchiezi și atingi tălpile cu degetele tale. Este un mod prin care le arăți că au mers mai mult decât tine. Este o onoare să vă cunosc, doamnă Bakshi. E rândul tău. Oh, eu sunt modern, dar m-am distrat privindu-te pe tine. Melanie, ce vrei să mănânci la cină? Nu-mi pasă. Gata, acum pot vorbi. Așa, unde rămăsesem? Îmi povesteai despre noua ta școală. Mă cunoști doar. Sunt foarte prietenoasă. Dar copiii ăștia de aici, nimeni nu vorbește cu mine. Cui pasă? Ei nu sunt adevărați așa cum suntem noi. Ce ai zice dacă aș pregăti semi-preparatul meu preferat? Ăla cu brocoli? Bineînțeles. Miroase urât. Și profa mea e topită după mine. Yeah. Masa e gata într-un minut. Încălzesc samosa. Perfect! Îmi place ca samosa să fie caldă. Cred. Iată samosa. O, arată! Da, nu, nu. De două ori. Nu, iar e camera cea mare. Și cum spuneam, profa asta, domnișoara Graves, prima dată a vrut să stau lângă una, Penny. Bineînțeles, fraiera clasei. După care profa a început să mă bată la cap cu ce am studiat la cealaltă școală. De parcă era treaba ei. Confucius, născut în 557 și mort în 479, a fost cel mai renumit filozof al Chinei. Toată lumea îl cunoaște. Oh, ca și vărul meu, Ludi. Toată lumea îl citează tot timpul. Eu nu vorbesc despre ruda cuiva. Vorbesc despre unul dintre cei mai mari gânditori din câți au existat. El este cel care a spus: faptele sunt mai importante decât vorbele. Drăguț, dar vărul Ludi a spus: să nu cumperi niciodată o capră cu trei picioare, o să se răstoarne când o să încerci să o mulci. Confucius a mers din provincie în provincie și a predat și a sfătuit. A călătorit timp de 14 ani. Mare brânză! Vărul Ludi a ieșit într-o noapte după șnițele și nu a mai venit acasă timp de 15 ani. Nu mint! Totul miroase minunat. În cultura indiană vei lua numai cât vei mânca. Noi nu insultăm gazdele lăsându-le ceva în farfurie. Nu mă mai iau după tine. De fapt, asta e chiar adevărul. Știu, chiar mi-e foame. Mi-e atât de foame că aș putea mânca o vacă. Uh,
de tine. Vaca este un animal sacru. Oh, oh, îmi pare rău. Scuze, scuze. Frumosari. Miroase minunat. Stai, nu mânca sabosa. Este mult prea iute pentru tine. Oh, am uitat. Am gătit pentru tine o mâncare specială. Nu trebuia să vă deranjați, doamnă Bakshi. Am călătorit peste graniță. Am fost în Mexic. Iute e cel de-al doilea nume al meu. Nimic nu e prea iute pentru mine. Stați, asta e prea iute pentru mine. Și știu că e o școală nouă și că va mai dura până te vei acomoda. Sunt multe figuri și experiențe noi. Poate deveni copleșitor. Dar sunt aici ca să te ajut. Așa că, Melanie, dacă vrei să discutăm despre ceva... Ha? N-am fost atentă. Știi? Poate că asta e problema. În clasă simt câteodată că nu pot să ajung la tine. Ca și când nu mai auzi. Vă aud. Atunci, dacă mă auzi, care e problema? Tu ridici mâna numai pentru a spune miroase. Iar temele tale, bine, sunt inacceptabile. Nu excelez nici la silabisire, nici la matematică. Iar pentru tema de la geografie, numiți patru tipuri de climă, ai scris 1 dezgustător, 2 oribil de ploios, 3 groaznic de rece, 4 prețos. Da, și? Ascultă, domnișoară, se pare că nu pricepi. O să ajungi repetentă dacă vei continua cu o astfel de atitudine. Nu eu. Vreți să spuneți că mama o să ajungă repetentă. Ea mi-a făcut tema. Acum pot pleca? Înainte să începem cursul de yoga, trebuie să ne pregătim trupurile. Trebuie să fie pure. Așa că o să turnăm apă într-o nară până când o să iasă pe cealaltă nară. După care veți îngheți 2 cești cu apă proaspătă pe care le veți arunca repede înapoi. Nu prea cred asta. Șt, nu întrerupe! Ravi Yoginul e din India. Este cel mai mare maestru de yoga. Bine, scuze. Și apoi, ca să vă curățați canalul nazal, veți lua acest furtun rugos și îl veți băga în... Am plecat de aici. Dar nu poți pleca. Furtunul e partea cea mai tare. Nu e pentru mine. Mulțumesc, dar corpul meu nu are nevoie de nicio curățire. Samosa de ieri s-a ocupat de asta. Probleme cu stomacul? Vino aici, copila mea. Fără furtun, fără furtun. Ia loc. Dă-mi voie să văd dacă te pot ajuta. Cred că a adormit. Ți-ai scos amigdalele? Amigdalele? Da. Când ai făcut 7 ani? Da. De către doctorul Harry Rosenblatt? Nu, era doctorul Miyago. Stai! Doctorul Miyago era la un turneu de golf, iar partenerul lui l-a înlocuit și se numea Rosenblatt. E uimitor! Ce altceva mai știți? Puteți să-mi spuneți dacă o să-i batem pe cei de la subdignațiu regionale? Posibil, dar sunt mai îngrijorat pentru stomacul tău. Cred că știu de ce te doare. Și eu, din cauza samosei. Oh, nu, nu, e din cauza unei alte vieți din trecut. Ha? Vezi tu, poporul meu crede că sufletul se naște iar și iar. Numim asta reîncarnare. Tu, copilul meu, ai mai trăit de multe ori. Iar stomacul tău e sensibil din cauza a ceva ce s-a întâmplat într-una din viețile tale din trecut. De exemplu, Sanjay are un deget bolnav. Cui-i pasă? Spune-mi despre mine. Ai trăit într-un mare palat. Acolo erau 2000 de servitori. Palatul era al maharajahului Jvari Singh. Bogăția regatului său era la picioarele tale. Hei, hei, Jordan! Mă bucur să văd că ești bine. Știi, când am fost în camera aia plină de vase chinezești, deodată m-am întors și tu dispărusei. Da, cred că m-am pierdut. Mi-am închipuit că asta s-a întâmplat. Nu-ți face griji, nu o să se repete și azi. O să ne ținem de mână tot timpul. Știi ceva? Cred că ai văzut tot ce era nevoie la muzeu. Mă bucur să aud asta. Chiar mă plictiseau toate vasele alea ieftine și vechi. Antichități? N-am nevoie. Astăzi unde mergem? La tine acasă? Da, asta o să se întâmple. Domnișoara Graves! Domnișoara Graves!
Domnișoara Balinkov. Vroiam să vorbesc cu dumneavoastră despre Melanie. Oh, perfect, cred că era cazul. Melanie este foarte nefericită. Mm-hmm. Nu-i place să fie în clasa dumneavoastră. Durează ceva până copiii se obișnuiesc unii cu alții. Nu copiii sunt de vină, ci tu. Poftim. Ești plictisitoare. Eu sunt plictisitoare? Nu fiți atât de dură cu dumneavoastră. Ori știți să predați, ori nu. Eu știu cum. Am câștigat premiul pentru cel mai bun profesor. Da, prezentând planurile lecțiilor mele. Știam că e doar o chestie de timp până o să pretindeți jumătate din cei 500 de dolari primiți ca premiu. Ia-ți gândul, drăguță. Odată ce am pus asta pe mine, am știut că sunt acasă. Yoginul Ravi chiar știe ce face. Întotdeauna am simțit legătura mea cu banii și regalitatea. Din clipa în care mi-a spus că am trăit într-un palat, dintr-o dată totul a avut sens. Hei, ce-i cu tine? Cine crezi că ești? Nu este vorba despre cine cred că sunt, ci despre cine am fost în trecut. O rușcată cu gura mare îmbrăcată într-o rochie lungă? Nu, o maharani. Asta înseamnă prințesă pentru voi, amărâții. Am trăit în India într-un palat mare și am avut 2000 de servitori și probleme cu stomacul. Și ce s-a întâmplat cu tine, maharini? Se spune maharani și nu știu sigur, dar sunt sigură că am avut un sfârșit glorios și curajos și că undeva există o statuie cu mine. Încă nu am toată povestea. Maestrul meu de yoga încă nu a ajuns la sfârșitul ei. Aha, aha, nebunii, fata. Don? Charlie? Maharani? Adică eu, acum îmi folosesc titlul. Domnișoară Graves, săptămâna asta trebuia să mă ocup de supravegherea gunoiului. Așa e. Ei, acum că știm că sunt de viță nobilă, poate să-mi dați ceva mai potrivit pentru mine. Serios? Ce anume? Păi, am avut 2000 de servitori, așa că trebuie să fiu bună ca șefă. Asta nu e săptămâna mea. Oh, mă bucur că v-am prins. Tocmai vorbeam cu doamna Belinkov. Îmi spunea ce note mari lua fica ei, Melanie, la cealaltă școală. Da, asta datorită... Știu, știu, mama ei mi-a spus. Pentru că Melanie e inteligentă. Visul oricărui profesor. Nu, oh, știam că o să protestați, dar insist. Melanie trebuie să fie în clasa cea mai bună. Ei, atunci, cred că trebuie să oprei tu, norocoasă. Poate că totuși este săptămâna mea bună. Bun, să auzim referatele despre culturile străine. Polly, începe tu. Dar nu am referat. Nu ai referat? Nu, vroiam să fac unul despre China. Aha, aha, serios. Dar după mai multe cercetări amănunțite am observat că nu are nicio cultură. Cum adică China nu are cultură? Noi suntem acolo de 5.000 de ani. Așa spui tu. Nu pot merge mai departe cu șarada asta. Cum că ei ar avea propria cultură. Este foarte clar pentru mine că au copiat cel mai bun din cultura lituaniană. Cum? Cultura chineză nu are nicio legătură cu cultura lituaniană. O, te rog. Voi aveți rulouri cu ou, noi avem pâinea prăjită. Voi îl aveți pe Confucius, noi îl avem pe vărul Ludi. Voi aveți dragonul, noi caprele. Voi aveți... Bun. În timp ce Polly și Jordan se vor duce în biroul domnului Besser, așteptându-și părinții să vină, Nancy, vrei să ne citești referatul tău? Și conform culturii indiene, de fiecare dată când renaști, e o altă înfățișare în funcție de datorile pe care ți le-ai făcut în viața trecută. Și deși sunt un suflet foarte bătrân care a trăit multe, multe vieți interesante și pot explica reîncarnarea foarte ușor, am adus un expert din India. Vă rog să-l întâmpinați pe maestrul meu personal de yoga, Ravi. Nahmakstai. Bună ziua, mare maestru. Conceptul reîncarnării este când... Am spus deja asta, treci la mine. Dar ce vrei să știi? Păi eu știu, dar colegii mei mor de curiozitate să afle despre viața mea. Vrei să spui cea de la Palatul Maharajahului? V-am spus? Și toate bijuteriile? Vedeți? Și cei 2000 de servitori? Aha, aha. Și tu ai fost unul dintre ei? Poftim? În viața ta din trecut ai fost unul dintre servitorii lui Maharani? Despre ce tot vorbești acolo? Este imposibil! Mi-ai spus că bijuteriile Indiei erau la picioarele mele. Da, exact. Tu erai servitorul care lustruia bijuteriile.
Iar stomacul tău era bolnav pentru că Maharajahul a încercat să te otrăvească pentru că aveai o slujbă atât de ușoară și pentru că făceai pe șefa prea mult. Nu-mi vine să cred că am avut o viață atât de groaznică. Oh, asta a fost una dintre viețile bune. Vrei să auzi despre cea din Turcia unde trebuia să golești ulițele de noapte? Oh, da! Noi vrem să auzim despre asta absolut totul. Bine, ați terminat. Sunteți un om foarte ocupat. Când pleacă avionul dumneavoastră spre India? Dați-mi voie să vă conduc la autobuz.